Am venit la cursul lui Dumitru pentru că am nevoie de cunoștințe în domeniul promovării, atât pe Facebook cât și pe Instagram, și îmi dau seama că cunoștințele care le-am acumulat de pe internet, de pe diferite tutoriale din YouTube, sunt insuficiente și cumva Dumitru m-a ajutat să le sincronizez la mine în cap și să le pun așa pe policioare aceste cunoștințe. Asta mi-am dorit de la Dumitru și asta am obținut. Cel mai probabil, cunoștințele care le-am acumulat aici nu o să le implementez eu personal. O să îmi dau seama că este un efort foarte mare, este un efort complex și cel mai probabil o să angajez o persoană care are ceva practic în domeniu sau poate nu are practic în domeniu, dar cel puțin eu mi-am făcut o opinie, o viziune generală despre ce trebuie să fac social media manager. Și practic asta mi-am dorit de la curs, să înțeleg care sunt responsabilitățile, care sunt domeniile de activitate unui social media manager sau marketer, cum el mai cheamă. Și presupun că o să îmi angajez o persoană cu capacitatea de a lucra anume în domeniul ăsta și o să mă focusez pe alte chestii. Dumitru ca speaker este unul foarte carismatic, este foarte vesel, este dinamic, nu știu, cred că nu poți să te plictisești la cursurile lui, este foarte interesant, are la fiecare propoziție, are și o glumă de spus, are și exemple din viață, deci printr-un cuvânt aș caracteriza cu dinamicitate. L-aș recomanda acest curs mai multor persoane din anturajul meu, pentru că toți avem nevoie de publicitate. Acum am dat seama că fără publicitate, fără prezența în social life zi de zi, nu poți obții prea multe rezultate și cred că acest curs ar fi benefic tuturor persoanelor care au un business personal sau care vor să-și dezvolte brandingul personal sau care cel puțin își doresc să aibă un nivel mai mare de prezență în social life.